Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la noua ediție a emisiunii Radar TV, aici la Roman TV, în fiecare joi, începând cu ora 20. O emisiune în cadrul căreia discutăm, zic eu, subiecte importante pentru comunitatea locală romașcană și, de ce nu, chiar și pentru județul Neamț, pentru că, așa cum bine știți, abordăm diverse subiecte, atât politice, cât și administrative și nu numai. Ei, bine, în această seară o să discutăm atât despre politică, cât și despre administrație, dar și o să facem și puțină economie, pentru că invitatul nostru este economist, a fost și mai face și politică. Nu mai este acum, nu mai face parte nici din Consiliul Local, nici din Consiliul Județean, a făcut parte din Consiliul Județean. Este vorba de domnul Cristian Ungureanu, pe care îl salut. Bună seara, bine ați revenit la noi în studio. Bună seara, oricând, cu mare plăcere, bine v-am găsit. Salut toți telespectatorii, toți ascultătorii noștri. Domnul Ungureanu este economist la bază, a făcut și politică, încă mai faceți politică pentru că sunteți vicepreședinte al unui partid politic și ați fost consilier județean la... din partea PMP-ului până recent, când nu ați mai candidat. Eu vreau să vă întreb că o să discutăm și despre politică, o să discutăm și despre ceea ce se întâmplă în Consiliul Județean. Ați avut o experiență, aveți o experiență de 4 ani acolo, ați văzut cum sunt, cum se fac jocurile, pe unde se fac jocurile, mai ales că, zic eu că e un subiect interesant acum, faptul că urmează să fie aleși vicepreședinții de Consiliul Județean Neamț. Acum 4 ani a fost ales și președintele, tot prin votul, în urma votului consilierilor aleși, s-a schimbat, s-a modificat legislația, însă vreau să vă întreb pentru început, domnule, puteți trăi și în mediul privat, nu aveți niciun fel de problemă, adică nu sunteți lipit ca și de politică, ca timbru pe scrisoare, vorba aia. Nu vă deranjează că nu mai sunteți consilier județean acum? Niciun fel de deranj. Bun, acum trebuie făcute niște precizări. Am să răspund așa cu mantă la întrebarea dumneavoastră. Eu fac politică în formă activă de 5 ani de zile, dar fac politică cu instrumentele societății civile de aproape 20 de ani. Sunteți activist civic, așa este, da. Și mi-am urmat întotdeauna crezurile și obiectivele uzând de diverse instrumente care sunt la îndemâna cetățeanului. Există instrumentul presiunii civice, există instrumentul presiunii politice, există instrumentul discursului public în nume propriu, în numele unor asociații sau în numele unor partide. Eu permanent am îndemnat toți cetățenii și continui să le spun același lucru. Încercați să nu vă, să nu puneți o barieră, să nu faceți o distinție între dumneavoastră, administrație și politică. Pentru că până la urmă noi trebuie să prevenim pe cât posibil, sesizând anumite probleme, chiar dacă deranjează, chiar dacă ne expunem, chiar dacă suntem ținte, chiar dacă nu placem, trebuie sesizate din timp pe cât posibil niște aspecte negative din societatea românească pentru a putea să le corijăm la timp. Nu este atributul exclusiv al politicienilor, cel de lansare a politicilor publice, a reformelor, a schimbărilor la nivel social și economic. Stă în puterea noastră a fiecăruia dintre noi, în măsura în care avem credibilitate, în măsura în care nu suntem compromiși, în măsura în care avem o experiență în plan personal și profesional. N-am fost niciodată branșat la banul public. Poate și de aici faptul că fiind perceput ca un intrus în politică, ce să vă spun, lumea poate nu știe, dar veniturile unui consilier județean sunt în jur de 200 de euro pe lună, adică sunt niște venituri aproape egale cu venitul minim garantat. În condițiile în care e vorba personal, de o ședință de oră plus munca la comisie. Nu e așa. E vorba de responsabilitate care ți-o asumi pe bugete la județul Neamț de circa 150 de milioane de euro. E vorba de responsabilitatea personală care ți-o asumi în momentul în care votez sau nu votez pentru anumite situații care se pot dovedi de natură penală sau juridică. De ce mai mulți nu gândesc așa? E vorba de a studia materiale de mii de pagini într-un interval extrem de scurt din cele mai diverse domenii, din toate domeniile administrației publice, ceea ce te forțează să-ți crești nivelul cultural și profesional, dacă vrei să te implici, dacă nu vrei să fii un yes man sau un negaționist. Păi, eu când mă uit în Consiliul Județean și acum, cam văd yes man pe acolo.
puțini oameni care se implică, oameni... E greu să tragem cu concluzie pentru că n-au fost decât mulți. Două, n-am trei ședințe. N-am spus că văd mulți. Au fost două, trei ședințe, au fost subiecte la care greu ai fi putut direcția să te dată de politic, de șefii politici, adică sunt puțini cei care noastră ați fost o pată de culoare în mandatul precedent, în sensul că ați mai spus niște lucruri, ați sărit așa din, nu știu din direct, dacă din direcția dată de partid, dar foarte sigur, puțin nu, consilier. Eu n-am văzut un consilier județean de la PSD sau poate de la PNL au mai fost pentru că erau în opoziție, dar la PSD nu am văzut un consilier județean care să ia cuvântul într-o chestiune sau alta, mai sensibilă. Bine, ceea ce spuneți dumneavoastră este total adevărat, sunt de acord. Consilierul județean are o responsabilitate imensă. Pe un venit minim. Deci lumea nu știe că din 2016 reprezentările consilierul județean în consiliile de administrație, în AGA sau în alte instituții unde poți fi desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean, sunt fără niciun fel de remunerație. Și oamenii trăiesc cu impresia cum erau pe vremuri, pe vechiul cod administrativ, când într-adevăr, în afară de indemnizația de ședință, mai primeai și alte stipendii. Ei, din 2016, cred că prin toamnă, aceste lucruri au dispărut. Cumva e normal, pentru că era oarecare conflict de interese. Dar, da, ești aproape activist civic, ești aproape voluntar. Am avut o dezbatere și cu alții ariși din punctul ăsta de vedere. Cum spui, doamne, câștigi 1000 de lei pentru o ședință de două ore? Nu e așa, este extraordinar de mult studiu în spate. Mai ales că tu răspunzi, tu ca ziarist poți să sesizezi sau poți să nu sesizezi, dar în momentul în care ai responsabilitatea vis-a-vis de votul tău, credeți-mă, eu personal am încercat să studiez, să cer referințe cât mai detaliate pentru fiecare act administrativ. Bine, care mi-a picat în mână. Ce spuneți, vreau, sunt total de acord în condițiile în care, într-adevăr, te dedici acestei... Ești obligat, e o datorie civică, ești aproape voluntar. Este interesul comunității, în form și la urmă. Am lucrat 20 de ani de zile ca voluntar, chiar ca finanțator al societății civile. Așa că nu mi-a venit greu. În schimb, celorlalți, credeți-mă, mulți dintre ei n-aveau timpul sau știți cum asta e cu timpul. Știți cum e cu timpul? Trebuie să vrei să ai timp. Nu există că n-avem timp. Contează lista priorităților care ai tu un plan personal. Eu nu dacă consideri consider că e important, îți faci timp. Întotdeauna îți faci timp pentru lucrurile care le consideri tu importante. Dar eu nu știu că consilierii județeni sau consilierii locali își alocă timpul suficient pentru a studia toate materialele de știință. Eu mă adresez și celor care sunt noi în Consiliul Județean. Dacă eu am fost o pată de culoare, vreau să fiu în Consiliul Județean dalmațian. Așa în următorul mandat și tot să caște ochii, să ceară explicații până în ultima consecință. Și în momentul în care consideră că există un punct nevralgic sau o formă de îndoială vis-a-vis de actul supus aprobării, să acționeze în consecință, cum ne dictează conștiința. Trebuie să scape și de biciu politic. Știți ce se întâmplă? Au fost și mai sunt, cred că, anchete penale în curs de desfășurare. Eu le-aș reaminti atât consilierul județean cât și consilierul local, de exemplu Pașcani. Deci la Pașcani a fost o anchetă penală în urmă cu vreo 12-13 ani, dacă nu mă înșel, în perioada când primar era Răposatu Rățoi, fostul primar care... cred că mai bine de un deceniu a fost la Pașcani și după aceea PSD, deputat PSD. În perioada aia, legislativul a votat, cred că pentru anularea unor datorii pe care o societate o avea la primărie. Știu că a fost o anchetă penală și au fost incriminați toți consilierii locali din mandatul respectiv, au fost trimiși în judecată. Mai aproape de noi și mai aproape ca și loc, se știe că fostul președinte Vasile Pruteanu a fost trimis în judecată pentru fapte de corupție de către DNA. Vreau să spun că vis-a-vis de sponsorizarea clubului de fotbal Ceahlău. Au fost audiați toți consilierii județeni din perioada în care a fost luată decizia de a fi sponsorizată echipa de fotbal. Problema este că eu nu înțeleg în momentul de față de ce nu au fost incriminați și consilierii județeni, pentru că la pentru baza... Pentru că au primit niște materiale care li se prezentau sub o anumită formă. Înseamnă că a fost altceva, ceea ce din ceea ce știu eu, nu este o explicație. N-am acces la dosare. Pentru că, de regulă, când cineva ia o decizie, cum e președintele unui consiliu județean sau un primar, are la bază și se apără cu ceea ce... Astea materiale am primit lor, am citit. Cu hotărârea de Consiliul Local sau hotărârea de Consiliul Județean. Însă se poate ajunge, așa cum a fost la Pașcani, să ajungi să dai cu subsenatul în fața procurorului, ceea ce nu este deloc ok. Bun.
Sper să nu se ajunge, sperăm să nu se ajungă în astfel de situații, deși eu sunt convins că mulți aleși de-ai noștri, aleși locali, nu știu pe ce lume se află, am mai povestit treaba asta, sunt puțin dedicați, cum spuneam, dumneavoastră a spus că 200 de euro indemnizația nu este o sumă mare, într-adevăr, nu este o sumă extraordinară în condițiile în care îți faci datoria, dar dacă tu nu te uiți pe niciun material de ședință și spune de la partid, șeful partidului, bă, votăm 1, 2, 3, 5, 9, 10, da, bifăm, restul ai înțeles? Nu. Ai înțeles? Exact. Atunci 200 de euro, normal că lumea zice, bă, dar ce e 200 de euro pentru o ședință? Pentru că, într-adevăr, ai multe documente și dumneavoastră știți foarte bine, am văzut... Sunt mii de pagini am văzut de parcurs. Exact, mii de pagini. Dar cât fac treaba asta, domnule? Nu știu. Eu sper că din ce în ce mai mulți. Cel mai adesea... Pierdeam câte o jumătate, câte o jumătate de zi să trec în revistă, să încerc să aprofundez niște chestiuni dintr-un material din ăsta pregătit pentru da, ședință. Da, trebuie luni de zile proiecte cu materiale dedici în spate, adică când vorbim de niște proiecte mai complexe, cred că materialele trebuie să le primești în primul rând mai devreme, să ai timp și să fie toate, să ai timp ca să le analizezi, să votezi în cunoștință de cauză. Vedeți, ăsta e rolul partidelor politice. Partidele politice ar trebui să scurteze drumul spre descoperirea punctelor nevralgice în actele administrative, în condițiile în care acele comisii de specialitate existente în fiecare partid politic ar funcționa real. Eu am zis, până nu se democratizează viața internă a partidelor în România, democrație în formă reală nu va fi. Sau reprezentativitate reală la nivelul forurilor de conducere nu va fi. Vor ajunge tot acei oameni de o calitate îndoielnică, huliți de marea parte a populației. Suntem noi cei necăjiți și oropsiți și voi, politicienii, care întotdeauna ați stat cu piciorul pe grumazul nostru. Nu e așa. Deci, dacă vrei să schimbi ceva cetățeanilor din România, implică-te într-un partid politic și militează ca acel partid să-și dezvolte niște mecanisme similare cu cele publice. Acele guverne din umbră poate funcționează la nivel național. Oamenii se pregătesc un mandat, două mandate pentru o funcție de ministru, pentru o funcție de parlamentar, pentru un șef de comisie. Ori la nivelul organizației județene, o inițiativă de genul ăsta este chiar dezavoată. Ce vrei tu să faci aici, să crești nivelul politic al locutarii, că va fi cândva într-un CEA? Ai nebunit, el trebuie să voteze cum îi spunem noi. Cum am tras noi sforile prin spate, nu pe baza cunoștințelor profesionale a lui și pe baza analizei corecte a celor inițiative. Da, deci eu asta spun. Partidele politice sunt un instrument la îndemâna reprezentanților în forurile decizionale. La nivel local, la nivel județean, la nivel național. Deci dacă ar funcționa acele comisii de specialitate cu oameni specializați pe domeniul economic, pe domeniul social, pe domeniul militar, pe domeniul politică externă și când ați domeniul economic, deja bifurcația e destul de stufoasă. Adică să pui omul pregătit la locul potrivit. Da, eu am zis permanent, da, domnule, haideți să începem să pregătim oamenii cu un ciclu electoral înainte. Să știm că în momentul când desemnăm o persoană de la partidul nostru, omul este pregătit, are un background profesional, are cunoștințe legislative, poate chiar a lucrat în domeniul respectiv. Știe, studiază din timp domeniul respectiv, îl stăpânește. Ori realitatea este aceea pe care ați prezentat-o dumneavoastră, reprezentanții în forurile decizionale sunt total paralel de aceste aspecte, se bazează pe experiența unuia sau a altora, de regulă un nucleu de 2-3 oameni în fiecare partid care au deciziile din experiență sau pe baza intereselor personale. Hai să o spunem verde în față. Așa se întâmplă, din păcate, cam peste tot și apropo, dacă tot am nu să le crească politica, nivelul profesional, că n-au interes. În momentul respectiv ar deveni, în primul rând, challenger pentru posturile interne în partid și, în al doilea rând, ar deveni autonomi în viitoarele funcții în care ar fi numiți. Da? Pregătești un om pe domeniul, nu știu, protecția mediului, 4 ani de zile când l-ai numit director la protecția mediului, numele sunt politice, se dau acele concursuri, dar sunt niște simulacre. Așa, de văzul lumii, de ochii lumii. El devine independent și autonom, nu mai răspunde la comenzile politice pentru că este stăpân profesional, pe când dacă l-ai pus la profesional, întotdeauna vor funcționa dârlogii. Tragem da, dreapta, tragem stânga. Așa ar trebui să fie peste tot, inclusiv la politică, la toate instituțiile de concentrate, numai că lucrurile nu, vedem că toate numele sunt făcute politicii. Nu este politica e utilă și necesară utilă și obligatorie. Da, da. Nu se poate altfel.
N-am descoperit încă un sistem în care să fie așa o democrație lărgită încât fiecare act administrativ să fie supus unui referendum. Nu vreau să dau nume, dar o să fac treaba asta. Deci eu sunt moderator, eu sunt de acord, pot să fac ce vreau, normal. Eu sunt de acord că un partid politic care a ajuns la putere trebuie să-și ducă la bun sfârșit politica și promisiunile făcute, da, în campanie electorală. Dar când tu vii și numești în fruntea unei instituții deconcentrate un om care n-a avut nicio treabă în viața lui cu domeniul ăla și are nevoie de cel puțin 2 ani ca să vadă cu exact ce se mănâncă. Ce vă spunem. Cu ce se mănâncă domeniul respectiv, despre ce discutăm, unde e meritocrația, adică ce treabă fac aceste partide politice. Și o să vă întreb o altă chestiune. Nu știu dacă știți un scandal mare la primăria Săbăoani, acolo unde au avut loc alegeri pentru funcția de viceprimar, au fost implicați colegii de-ai noastră. Acolo e un focar de tensiune. Un domn care am văzut că s-a prezentat ca fiind cititor de contoare, foarte normal, e în regulă. O funcție, meserie onorabilă, de altfel. Câștigă banii din treaba asta. Meserie onorabilă. Fie la Ion și salariul lui, cred că e unul pe măsură, pentru că multinaționale plătesc bine. A fost ales viceprimar acolo, iar după... Și-a dat demisia, fiind forțat, presat de nu știu cine, în condițiile în care, din ce știam și noi înainte, nu normal, cărțile ar fi fost făcute pentru domnul Cobzaru, care este și președintele organizației acolo. Domnul care Cobzaru, e militant vechi. Militant vechi. Eu cunosc, îi spuneam colegului că îl cunosc de când am intrat în presă, domnul Cobzaru fiind una dintre vocile critice ale administrației publice locale de la Săbăoani, un om care, eu nu l-am văzut... Nu-l văd cum văd alții politicienii care au niște opinii, că bă, are gura mare. Măi, dacă ai gura mare și spui niște lucruri, iar în administrația publică locală din România se întâmplă lucruri de te doare mintea, nu cred că ăsta este un motiv ca să nu fii promovat într-o funcție. Dar asta funcție. Este menirea unui consilier local. Cel mai adesea multora le este frică să studieze în profunzime. Eu spuneam la început că ai obligația în a studia toate materialele aferente unui proiect de hotărâre. Dar când începi să vezi că calci pe teren minat, faci un pas înapoi, se spune, lasă așa asta, nu-i treaba ta. Și marea majoritate fac un pas înapoi. Pentru că exact cum a spus dumneavoastră, de ce a fost condamnat doar primarul sau doar președintele de Consiliul Județean, ei prezintă forurilor decizionare un act administrativ într-o formă coafată, așa, cosmetizată. Înseamnă că sunt niște valsuri grosolane. Eu nu cunoșteam aceste amănunte, dar este explicabil. Da, deci funcția, întotdeauna am zis, deci funcția de prefect și funcția de secretar a instituțiilor publice ar trebui să fie politică. Pentru că este politică. Ei sunt cea de prefect am înțeles că în momentul de față va fi trecută la politic. Dar și cea de secretar al unităților administrativ-teritoriali este o funcție politică. Oricum am spune, într-adevăr sunt niște profesioniști, că dacă nu ești profesionist în drept administrației publice, toți. Nu reziști. Niște primării, niște secretari profesioniști, că nici nu știu legea... E o echipă acolo, nu ești de unul singur. Întotdeauna există o echipă. Întotdeauna poți să ceri informații de la un for superior. Nu e imposibil, dar sunt funcții politice, trebuie să recunoaște. Așa este. Dar spuneți-mi, faptul că ca și politician ai gura mare, cum spun unii, trebuie să fie un impediment pentru a accede în funcții publice, cum e cazul domnului Cobzaru. Am înțeles că domnul Cobzaru nu este agreat, că, vezi, Doamne, el a mai spus lucrurile pe nume, de-a lungul timpului arăta cu degetul spre unii și spre alții pe acolo. Cred că cineva din primăria Săbăoani, e o bănuială de-a mea, cred că vrea liniște, adică n-ar fi bun domnul Cobzaru, că poate dacă observă el niște lucruri pe acolo care nu sunt în regulă și cum e el obișnuit, pac la războiul, arată lumii ce se întâmplă la Săbăoani. Mă gândesc, este una dintre variante. De ce să nu accept un astfel de om pe considerentul că are gura mare? E atât de rău să ai gura mare politică, nu ați răspuns că nu. Da, e rău, e periculos și vedeți, sunt și repercursiuni. Acum depinde cum consideră fiecare, că e o experiență, că e un pas înapoi, dar știți ce se întâmplă, orice pas în spate e generat de un șoc. Bun, din ce știți dumneavoastră... Orice pas în față. Ce știți dumneavoastră, nu știu dacă gestionați situația de la Săbăoani, ce s-a întâmplat acolo? Aveți idee? Da, au fost niște trădări, adică în afara hotărârilor Consiliului Executiv Local a fost desemnat un alt reprezentant ca fiind viceprimar, a fost votat de o coaliție susținută și de stânga. Da, din nefericire sunt trădări în toate partidele. Sunt oameni care una spun alta fac,
Sunt oameni care se cațără pe funcții bazându-se pe munca altora și apoi dau cu piciorul uitând sau chiar săpându-i sănătos la rădăcină. Așa se întâmplă și în societatea normală. Așa se întâmplă în orice organizație. Când spun organizație, spun o firmă, o structură care implică pariere ierarhice. Dar în politică se pare că e o regulă. Noi trebuie să nu mai acceptăm regula asta ca fiind o normalitate în politică. Trebuie să o scoatem în evidență, trebuie să blamăm acele persoane și trebuie să eliminăm pe cât posibil. Aveți trebuie să instaurăm niște principii ale moralei, ale eticii clasice, a filozofilor greci. Altfel nu vom da în față, nu vom fi credibili. Eu încă mă întâlnesc cu cetățean, ești politician utic, n-ai făcut, n-ai interes. Da, da. Bine, depinde ce atribuție ai din calitatea pe care da, bine. Greu să-i explici că de fapt politica asta e o mare cu mulți rechini, cu multe vietăți în care trebuie să înnoți, în care trebuie să fii într-un banc de pești, în așa fel încât prădătorii mari să nu te poată prinde. Da, că te halesc. E un joc subtil al relațiilor personale, al apartenenței la o colectivitate, al exemplului personal, dar e o provocare pentru fiecare. Eu îndemn pe orice om, orice cetățean care consideră că are ceva critic de prezentat din societatea noastră să se implice politic. Ai ceva și simți că ai putea să faci mai bine, nu mă interesează în ce partid mergi. Mergi într-un partid. În momentul în care o masă critică de cetățeni neaserviți politic, independenți financiar, vor fi implicați în politică, partidele se vor schimba. În momentul în care acei oameni vor deveni masă critică. Și ușor, ușor vedeți că schimbările apar. Poate prea încetul. Să știți că foarte mulți oameni de calitate din această țară și cunosc personal oameni care au încercat așa politica, cum a încercat marea cu degetul, deși chiar mai mult decât atât au fost membri în niște partide politice, într-un partid politic, dacă vorbesc de o singură persoană, omul respectiv care n-avea nicio nevoie foarte bine din punct de vedere financiar și chiar a zis, bă, vreau să fac politică pentru comunitate, s-a retras în 6 luni, pe motiv de greață. Ceea ce a găsit acolo, ceea ce spuneați dumneavoastră, structurile astea care funcționează... Structuri ermetice, exact, autocrate, marea majoritate. Exact, adică e prea mult. Bine, acum dumneavoastră aveți o funcție și dacă tot în partidul din care faceți parte, e vorba de PMP și dacă tot vorbiți de trădări și trădători, haideți să discutăm puțin despre ceea ce se întâmplă la Consiliul Județean Neamț. Știți că acolo cam cu greu se aleg vicepreședinții. PMP-ul în momentul de față e pe stânga, e pe dreapta, e pe centru, nu e, cum funcționează? Că știu că nu sunteți partea acelei alianțe de dreapta sau nu erați. S-a întâmplat ceva între timp? Nu există o decizie la nivelul forurilor de conducere ale partidului. Eu în toate ședințele comitetelor executive județene am cerut să fie supus votului membrilor CEJ forma de alianță politică pe care o va urma PMP-ul. Nu s-a întâmplat. O spun public aici, ca o formă de critică vis-a-vis de organele de conducere din PMP. Și o știe toată lumea, nu? Hotărârile s-au luat într-un cerc închis, ermetic, probabil între reprezentanții partidului în Consiliul Județean, între consilierii județeni de la PMP. Bine, consilierii județeni se vede că am văzut cu toții că sunt pe stânga. Dar ei au ajuns acolo bazându-se pe munca unei întregi echipe. Pe munca fiecărui organizații din întreg județul, pe munca fiecărui membru. În momentul în care ai ajuns acolo bazându-te pe o echipă, nu înseamnă că tu ai libertăți absolute. Pe n-ar trebui să fie dictată o politică. Nu, statutul nu prevede la niciun partid. Din nefericire. Se merge așa, pe bunul simț. Și apropo de alianțe și de mezalianțe, da, tu trebuie să-ți maximizezi cererile, da? Trebuie să încerci ca partid politic să obții cât mai multe funcții de reprezentare. Și acum bătălia este pe funcțiile din executiv. Hai să recunoaștem că cei din executiv sunt cei mai vizibili, cei care atrag cea mai mare vizibilitate, în primul rând lor ca persoane și în al doilea rând partidului din care fac parte. Bine, și privilegiile sunt pe măsură până la urmă.
Da, într-adevăr, când vorbim de funcțiile de execuție, partea financiară se modifică radical. Vorba aceea, indemnizația, indemnizație, bate pe la vreo 10.000 de lei, mașină, secretară, consilier. Beneficiile sunt consistente. Bați, era să zic eu, să folosesc un cuvânt destul de dur, ce faci, frecimenta, mai toți freacămenta și mă refer la nivel național. Am văzut că la județul Neamț, de exemplu, are disponibile două funcții de subprefect. Știați treaba asta. Da, dar a doua funcție n-a fost bugetată. N-a fost ocupată, bugetată, dar va fi bugetată în curând, ca dacă să împace pe toată de lumea. De curând e de vreo 3 ani de zile. Anul trecut am înțeles, atunci când a fost anul trecut când au venit liberalii la guvernare, ca să împace și capra și varza, să fie toată lumea mulțumită și nu s-a mai ajuns până acolo. Din câte am înțeles, poate... A fost buget... Din 2019 s-a revenit la județele de rang 2 cu 2 subprefecți, dar n-a fost bugetată nici anul trecut și nici anul ăsta n-avem buget. Încă, nici da. La nivel local, dar nu la nivel național. Deci, revenind, în Consiliul Județean, aleșii PMP-ului... Votează în conformitate cu conștiința proprie. A, deci fiecare poate să voteze cu cine dorește. Așa spune și la lege, să știți. Da? Bă, da, și în condițiile este, în care nu sunt reglementări statutare modifice... La proiecte de hotărâre, într-adevăr, așa trebuie să voteze fiecare după cum îi dictează propria conștiință, cum înțelege și dacă consideră că proiectul respectiv e ok. Dar în situații de genul ăsta trebuie să existe niște alianțe, niște strategii. Adică votăm, nu votează fiecare de capul lui. Asta e rolul acelor structuri, acelor partide, nu? Partidele sunt niște structuri. Fiecare vine cu câte o propunere. Exact. Două propuneri de fiecare parte. Păi, ce fac? Nu e clar că trebuie să existe o directivă undeva, o înțelege, domne, merge pe partea asta, pentru că eu zic, nu știu, mă gândesc. Așa da, o... eu aș visa, nu știu dacă e un vis realizabil, ca negocierile după alegeri între partide pentru formarea alianțelor post-electorale, aceste negocieri să fie publice la televizor. Cum să... Pentru că partidele sunt subvenționate din bani publici, okay. Partidele sunt niște organizații publice, adică eu din societatea civilă pot și cel mai adesea fac ședințele publice de Consiliu Director, iar cei care decid pe bugetele noastre, pe bugetele întregii comunități, nu pot să facă publice aceste activități. De ce ele sunt ascunse? De ce ele sunt ținute în cerc închis? Știți și cel mai adesea denaturate, adică se transmit informații către activul de partid în forma în care îmi convin mie în plan personal, în plan buzunar personal, în interese personale și familiale. Nu, haideți să facem, mergem la negociere, sunt Partidul Comunist Român și merg la negociere cu Partidul Socialist, nu știu, al... PRL-ul, na. Da, nu... așa, haideți să facem întâlnirea asta publică, cel puțin în interiorul partidelor, da? Și atunci se vadă toți membrii. PCR-ul au oferit către PSR următoarele posturi. Pentru că, na, ca să-ți implementezi politicile și să realizezi promisiunile electorale, îți trebuie oameni numiți în niște posturi de execuție. Nu poți să o faci așa, fictiv. Bun, dar din aici, afara sistemului administrativ executiv. Aici apare supărarea populației. Când numim la și revenim, se fac așa cum se fac. Adică, te înțeleg, tu ca partid ai promis să ai o linie pe care ai declarat-o public, că vrei să o iei hăiți, să faci cu tare modificări. Păi, asta le faci cu niște oameni care sunt capabili. Nu poți să faci lucrurile astea cu niște oameni puși pe alte, cu totul alte criterii decât cele privind pregătirea. Exact ce vă spuneam, ei trebuie să pregătiți dinainte pe domeniile profesionale în care pot să performeze și în administrația publică. Păi, nu să ne trezim cum au fost în trecut, da, la Ministerul Telecomunicațiilor, era inginer agronom. Și știi ce se întâmplă? Apropo de dictatura din partidele politice, mă bucur că ați acceptat această invitație, să știți că noi am mai încercat, am mai discutat cu diversi politicieni care prin campanie electorală erau mai mult decât prezenți pe posturile naționale, locale de televiziune, în presa scrisă, online, vrea să-și facă imagine, pentru că știți cum e în campanie, vii și spui ce vei face. Eu voi face mai mult decât celelalte. Când îi chem după, când au intrat în pâine, știi că nu se poate, refuză. Că n-am știut că. Mai ales în situații de genul ăsta când se fac niște negocieri. Puțini sunt cei care acceptă. Deci asta până la urmă este o jignire la adresa noastră a jurnaliștilor, pentru că nu suntem chiar cu pluta toți, să zicem. Eu zic că mulți dintre jurnaliști, mai ales cei de investigații, sunt pregătiți, mult mai pregătiți decât mulți dintre politicieni.
Da, este adevărat și acest lucru, însă mă refer la comportamentul lor. Comportamentul lor este unul care, bă, că mă deranjează pe mine în mod deosebit, dar este o jignire adusă celor care le-au acordat votul. Cetățeanului. Da? Deci, cum bine a spus noastră, pe omul care a votat cu PSD, cu PNL, cu pe, nu știu care, cu PMP, pro-România, ar trebui să știe de fapt ce se întâmplă acolo și cum se luate deciziile. Nu e decizie pe sumasă, pentru că de-aia ajungem la situația în care mă uitam, am făcut un calcul ieri, primarul de Piatra Neamț, dacă nu știați, a fost ales cu 8% din votul numărul... E un caz fericit, da. Procentele sunt mult mai mici în alte localități. Deci, sunt și de 3% primari în județul Neamț. Deci avem primarul de Piatra Neamț, municipiul reședință de județ, ales cu 8% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot. Așa de unde este. Mai cum n-am făcut să facem o de unde reprezentativitate. Bine, asta e reprezentativitate până asta înseamnă 7, turul 2 la alegeri nominale, ar trebui să fie turul 2 ca la președinte. Bine, dar toată lumea știe treaba asta. Prezența a fost criminal de mică, 32%. E, la turul 2 de regulă prezența e mai bună decât la turul 1 pentru că alegi. Deja alegi între opțiunea A și B, nu alegi între 20 de opțiuni. Știți care e tragedia, domnul Ureanu? Nu mai există vot nul, vot mort, vot da, inutil, așa este. Vot dar de prietenie. S-a discutat foarte mult despre revenirea la alegeri din două tururi pentru primari și vicepreședinții Consiliului Județene. Văd că nu se mai întâmplă nimic. Bine, sunt tăchinurile facere, dar guvern, n-avem guvern. Dar, există guvern, sigur. Acum a prins cu alte priorități decât cele ale administrării țării. E adevărat, a venit nenorocirea asta peste noi și nu doar peste România, la nivel mondial. Dar nu trebuie pierdut din vedere aspectul esențial, alimentarea bugetelor publice. Vedem că colectarea e nenorocire în România. Suntem pe ultimul loc în lume vis-a-vis de colectarea de taxe și impozite. De ce? E foarte interesant. Care sunt motivele? Sunt mai multe. Care ei, noi știm cu toții că anul trecut electoral a fost, pe lângă pandemie, a fost un an al indeciziei celor din instituții. Neștiind cine iese la guvernare, au preferat să nu atace pe nimeni. Și atunci suntem pretenși cu aia și cu aia, adică păsuim la impozite și pe aia și pe aia. Așa, cum și asta se sparge acum în cifrele bugetului, viitorului buget al anului 2020. Bine, dar biciul să fie pus tot pe cei mici. Toți da, săracii de antreprenori, cei care produc plus valoare în țara asta, vor duce greu. Pentru că șmecherii în continuare să-și vadă de treabă. Evaziune. Ați auzit de vreo măsură luată în vederea limitării acestui fenomen care duce la ceea ce a spus noastră, colectare... Evaziunea este un fenomen prezent la nivel mondial. Absolut, e vorba de... Problema este de recuperarea prejudiciului. Există chiar o reglementare europeană în sensul ăsta de recuperarea prejudiciilor în formă extinsă. Nu se aplică în România. Să știți. Deci sunt... Cred că dacă s-ar recupera prejudiciile prin hotărâri definitive stabilite, da, ar mai însemna, cred că, încă 3 miliarde aport la bugetul național. Știți că 3 miliarde de euro. Nu sunt aplicate, pentru că golanii, cei care sunt condamnați definitiv și statul și instanța stabilește și recuperarea prejudiciilor. N-are ce să facă, asta vreți să spuneți. Există pe la Iași, pe zona noastră, o astfel de instituție care se ocupă cu așa ceva, dar își face treaba cum mi-o fac eu acolo, treaba lor, unul la mână, dar doi la mână, infractorii, să știți că sunt oameni cu bani, ceea ce înseamnă că își permit să plătească avocați foarte bine pregătiți și știu să găsească acele chichițe ca să scape cu averile puse deoparte. Unii divorțează, procesele pe urmă, dar trebuie să indezi procese ca să recuperezi prejudiciile. Ei, eu spun unii de hotărâri definitive, dar există căi de atac și ulterior. Corect, concluzia este că legea nu este aplicată. Iar legea trebuie să fie aplicată tot de către autorități. Bun, acum, până acum am vorbit de politic. Dacă e să extindem aceste principii ale eticii și ale profesionalismului, cred că e obligatoriu să le extindem și la nivelul așa zisului corp profesional din administrație, da? Mă refer la cei din poliție, cei din finanțe, cei din justiție și ei trebuie să aplice din ce în ce mai frecvent, întotdeauna, nu din ce în ce mai frecvent, principiile și legislația. Pentru că altfel vor încuraja orice formă de infracționalitate politică dacă organele de cercetare și cele de administrare ale banului public, aparatul funcționăresc, nu-și face treaba într-o formă dezgolită de orice influență exterioară, în conformitate exclusiv cu legislația.
Și aici e o problemă. Deci hidra asta politică și-a infiltrat tentaculele până la palierele 5 în toate structurile statului. Și aici e o problemă. Deci până nu se vor trezi funcționarii publici că de fapt un mic act de a închide ochii, să nu-i spun de corupție, astăzi în fața unei infracțiuni, mă afectează și pe mine, le afectează și pe copilul meu, într-o formă extrem de perversă. Vedem cu toții ce se întâmplă în sănătate. Da, dacă n-ar fi fost jaful perpetuat și acceptat de acei funcționari publici despre care vorbim noi astăzi, care sunt destul de inamovibili, aproape ca și judecătorii, greu de atins, dar și în rândul acestei mase de cetățeni trebuie introdus conceptul de moralitate, de corectitudine, de profesionalism. Deci dacă nu s-ar fi generalizat jaful din sistemul de sănătate, nu ne-am fi izbit cu nenorocirile care au apărut acum în situații de pandemie. Ne-am trezit deodată, împăratul este gol, dar noi am cheltuit câte 10 miliarde de euro pe an pe o dotare și o tehnologizare ineficientă. Da? Dacă e să analizăm fiecare unitate spitalicească în parte, o să vedeți că sunt dispozitive medicale și aparatură care sunt zace nefolosite. Există de milioane și zeci de milioane de euro. Există și așa ceva, însă eu cred că mult mai grav este, bine, e grav că ai cumpărat ceva pe care nu folosești și se degradează pe la subsol. N-ai avut în primul rând dotarea, spațiile corect, în care să funcționeze, în al doilea rând n-ai avut personalul. Adică ai avut niște bani și ai cheltuit ca să fie cheltuit. Ca să fie cheltuit și, pentru da, că cineva avea nevoie a zis să scape, că va fi generos de... cu tine. Unu, să vorbim puțin și despre ceea ce înseamnă supraevaluare. Iar în sistemul medical, dacă e să discutăm despre sistemul medical, este jalea de pe lume. Știți foarte bine că la Neamț sunt cel puțin două dosare, sunt două dosare cu trimitere în judecată. Sunt judecate niște persoane acolo pentru faptul de corupție, achiziția tomografului, un prejudiciu despre care am scris înainte de a fi trimis în judecată respectivii, destul de mare, că am făcut o comparație cu un tomograf cu aparatură similară cumpărată de niște spitali în această țară, Suceava, Caransebe, da, și cred că Sibiu rezultă un prejudice de o jumătate de milion. Da, adică trebuie să fii și prost să nu-ți dai seama că s-a furat. Pe dacă ei au cumpărat un pix cum este ăsta, l-au cumpărat la Suceava cu un leu, da? L-au cumpărat la Sibiu cu un leu 20, Caransebeș cu un leu 30 și la Neamț cu 7 lei, trebuie să fii prost să-mi dai seama că aici s-a furat. Mai este ancheta blocul operator, o mare cu golănie și acolo, să o descălcim poate cu altă ocazie, urmează ancheta pediatria cu supraevaluări și voiam să ajung aici la ceea ce înseamnă supraevaluare. Pentru că vorbeam și înainte de a intra în emisiune, am discutat cu un polițist acum vreo două săptămâni exact pe lucrurile astea și achizițiile supraevaluate făcute de ceea ce înseamnă instituțiile publice. Exact, instituțiile publice. Și răspunsul pe care mi l-a dat efectiv m-a terminat într-un fel ca și cetățean, dar și ca și jurnalist, și anume că, bă, fură cu acte, n-avem ce să-i facem. Bine, eu consider că există, dacă e voință, poți să identifici, da, și acolo zone scăpate de hoți din vedere, că sunt niște hoți, domnule. Când furi un leu de la bugetul de stat, din banul nostru, banul nostru, este furt. Pe mine nu pot să spun că la care a furat 10 lei e mai puțin vinovat decât la care a furat 100 de lei. Cel mai grav că funcționarul public, cel care face operațiunile respective, crede, am făcut ceva bun pentru comunitate. Pentru, da, comunitate. Aici e cel mai grav. Și chiar voiam să vă întreb, noi am discutat aici la Roman TV, e o situație, de fapt două situații, dar sunt mult mai multe, dar vorbim despre cele identificate la centrul ăsta special pentru educație inclusiv Roman. CSI Roman, care se află în subordinea Consiliului Județean Neamț, ca și finanțare pe servicii, pe dotare, logistică, dotare și așa mai clădiri, departe, da. Și dumneavoastră, cât ați fost consilier județean, cred că ați votat multe proiecte de investiții pe diverse lucruri. Iată, anul trecut, înainte de alegerile parlamentare, a fost o ședință de Consiliu Județean. Noastră cred că n-ați mai prins-o. N-ați prins-o că... Referitor la gard? Cu gardul de la CSI. Cred că a trecut doar faza DALI când eram eu. Da, nu-mi amintesc exact. Ați făcut în vară ceva și ați fost cu siguranță, dar acum ar fi trebuit să voteze noi aleși județeni, să voteze că sunt de acord cu acel proiect, cu acea investiție, e vorba de Foișorul, cred că l-ați prins, un gard în valoare de 10.000 de euro și o să-l rog pe gardul din spatele CSI-ului, o valoare de 10.000 de euro în condițiile în care vorbim de 100 și ceva de metri liniari de gard, cu structură, cu fundație din beton, ce-i drept, dar și actualul gard are o fundație din beton. Eu vreau să vă întreb altceva.
uitați, el este gardul pe care l-au acum. Eu mă gândesc, da, poate gândesc eu greșit. Eu am spus, băi, dată fiind situația, că e pandemie, toată lumea se plânge că nu sunt bani pentru spitale, pentru unele, pentru altele. Eu cred că pot să amân investiția într-un gard care nu e absolut necesar, în condițiile în care îl ai pe cel vechi, îl poți vopsi, nici măcar nu a avut bunul simț să-l vopsească puțin, îl mai poți suda pe aici, pe colea, că nu arată, nu se dărâmă. Am fost acolo și l-am văzut. Da, sunt trei aspecte care trebuie să luate în vedere. Unul de oportunitate, al doilea absolut de legalitate și al treilea cel de eficiență a cheltuirii banului public. Vis-a-vis de oportunitate ați sesizat foarte bine. Poate nu era momentul acum, gardul e destul de viabil cu o investiție de minimă reparație, 1000 de lei, da. Putea fi cosmetizat, putea să-i prelungești viața cu încă, știu eu, minim un an de zile. Da, cea de legalitate, bine ați spus punctul pe ei și bine spunea domnul polițist, se fură cu acte în regulă. Dar să știți că acest furat cu acte în regulă se bazează pe o nenorocire a legislației românești care a apărut pas cu pas în ultimii 4 ani de zile, în toate domeniile. În domeniul juridic vedem cu toții ce se întâmplă la nivel național, cu implicații în viața fiecăruia, la nivel administrativ, la nivel financiar, discutasem înainte. Legislația pe achiziții publice tot a fost modificată. Da, a fost adăugată, toți s-au adăugat și ajungi într-un punct în care nu mai știi ce reglementare se aplică în situația respectivă sau există cel puțin 2-3 reglementări legale. Eu având puțin timp liber și fiind mai puțin implicat în campania electorală de la parlamentare, am făcut un curs de expert achiziții publice și am văzut că într-adevăr se fură cu acte în regulă. Da, adică deci sunt portițe special lăsate mai ales să permită sustragerea. Da, în cazul situației stării de alertă în care încă ne aflăm, cred că încă e prelungită. Care îți permite să cumperi de unde vrei, da, cu cât vrei. Marjele sunt extrem de laxe. Și faptul de a trece sau nu pe SIAP o achiziție, când tu poți să o faci direct, fără o trecere, e doar o chestiune formală, ca să te acoperi tu. Am trecut-o pe SIAP chiar dacă nu trebuia. Și atunci, indiferent cine ar veni, ești acoperit din punct de vedere legal. Dar trecutul acela pe SIAP, scuzați, datorită legislației făcute în așa fel, practic e o formalitate. Și spunea... Și atunci sumele despre care vorbeați dumneavoastră pot fi crescute la un cuantum discreționar chiar. De ce zic eu că și oamenii legii nu vor să se complice, părerea mea, ca să nu spun altceva, să nu spun că sunt complici, mulți dintre ei, că sunt chiar complici. Dacă nu ar fi chiar generatori sau generatori de corupție. În anumite cazuri. Pentru că în astfel de situații, când se face o achiziție publică de servicii, de prestări servicii, de materiale și așa mai departe, sunt niște documente care stau în spatele a ceea ce înseamnă achiziția respectivă. Acolo se lucrează în primul rând. Sunt umflate niște proiecte tehnice. Dacă vorbim de proiecte tehnice, efectiv sunt cu pompa umflate. Proiectantul ăla vine și el prezintă de fapt ceea ce prezintă, ajunge în Consiliul Județean și este votat de consilier și o să ajunge și la importanța Consiliului Județean Legislativului în această situație. El vine și face un deviz de lucrări acolo cu niște prețuri luate de la diversi. Da, și e o anticalculație, de regulă se merge pe absolut, două scenarii. Da, da, să știți că acolo se lucrează. Polițiștii de la economic nu cred că nu cunosc acest lucru, pentru că sunt niște prețuri umflate efectiv cu pompa, iar acele prețuri duc la majorarea nejustificată a sumei finale. Iar suma aia finală ajunge și să fie disputată. Nu e mult spus să fie, se discută asupra ei, pentru că în Consiliul Județean, de exemplu, la proiectul ăsta au fost mai multe. Dezbaterile nu sunt despre sume, pentru că argumentul este următorul. Este oportun, da, domnule, este oportun, pentru că gardul respectiv nu mai este viabil. Mă scuzați, o paranteză. Apropo de oportunitate, de ce nu ești anunțat din timp și eu ca și consilier județean? Uitați, eu ca ziarist am venit să văd gardul. Niciun consilier județean, am înțeles că atunci în campanie, era campania la parlamentare, au fost câțiva care au spus, mergem acolo să vedem gardul. Nu, l-am pozat eu și l-au văzut. Bun. Dacă l-au văzut. Dar de ce nu ți oferă ocazia asta, apropo de oportunitate? Dă să mă duc să văd. Că schimbăm acoperișul la... Dom'le, eu insist pe lucrurile astea și încerc să le explic telespectatorilor că am identificat că de fapt cei mai mulți bani pe zona asta se fură. Da, dar știți ce se întâmplă? Argumentul este următorul. Este o estimare.
Noi o să urmăm un proces de achiziție publică pe platforma publică oficială de achiziții publice, PSIAP, și acest preț estimat va fi optimizat pe baza concurenței. Ori, în cel mai bun caz, este un ofertant. Nu intră în discuție. Păi, datorită acelor tare, acelor, nu portițe, că deja sporți din legislație, deja e încetățenit. Executivul dictează prețul și cine ia licitația, să fie clar. Da, cel care, am văzut niște fotografii atașate acelui proiect, dar eu cred că important e și bine să vezi cu ochii tăi sau să vezi, să ai, suntem în 2021. E periculos. Să vezi niște poze color. Dacă începi să pui întrebări, devii incomod. Și, bun, dar știi ce se dă? Trebuie să asumi factorul ăsta, da? Te pui în pericol, spuneam și la începutul emisiunii, pe tine personal, știu eu. Sistemul te elimină sau te trage pe linie moartă, în depou, pac, la linia de garare. Da, mă uitam în nota de fundamentare și am și discutat cu domnul director. Nota de fundamentare, pentru că de acolo a plecat, acolo este baza. Nota de fundamentare se spune că acum, în perioada de pandemie, trebuie să avem grijă de copii să nu sară gardul. Păi da, gardul ăla nu-i de sărit. Dacă îl mai legi pe acolo și îl mai sudezi o plasă de sărmă unde o să... Dar nu-i... Ăla e un gard care încă 10 ani lejer rezistă, fără doar și poate. Vă spun eu, nefiind specialist. Da, e o chestiune specialist de oportunitate, așa. Deci nu este... Deci țipăm că nu avem bani să ridicăm spitale, să construim spitale și furăm pe partea asta de nu avem aer, ca să nu mai spun de foișorul ăla. Bine, spune că e amfiteatru. Amfiteatru înseamnă cu totul altceva. A fost făcut printr-o finanțare europeană la Vălendic. Ăla de la Vălendic, dar mai este un foișor făcut la același CSI, 90.000 de euro. Și a, o să rog fața pe, clădirii. Da, o să rog pe... Da, iată, la acesta e. 90.000 de euro, domnul Ungurean. Și ce că domnul director îmi spunea că este... Au făcut în piața similară, cred că cu 10.000 de lei. Îmi spunea că este amfiteatru. Eu nu zic că, eu știu ce înseamnă un amfiteatru, ăsta nu este amfiteatru, este un foișor cu încă un cadru din lemn lângă, unde probabil vara copiii sunt scoși la lecții în aer liber și așa mai departe. Deci aici voiam să ajung. Faptul că banul public nu este cheltuit chipzuit, iar consilierii județeni și poate ne urmăresc și vă ascultă și pe noastră, că noastră ați fost printre puținii care studiați documentele. Cred că un astfel de proiect, că vorbim și de gard, că a mai fost un gard refăcut înainte cu iar o sumă exorbitantă în față, dar când votezi și pui, ridici mâna, dom'le, tu că ales județean, că ești de la PSD, că ești de la PNDL. Răspuns în nume personal. Răspuns unul la mână. Da. Dar pentru indemnizația aia de 1000 de lei, poți să fii atât de sclav încât să accepți jaful practicat de șeful tău de partid în cârdășie cu unii și cu alții? Pentru că ăla a luat 90.000 de lei pe un foișor. Tu iei 200 de euro pe lună, că ridici mâna. Și, de fapt, nu face altceva decât să-ți dai aprobarea pentru a jefui banul public. În multe situații, dar nu toate. Da, vedeți, prin astfel de emisiuni, prin discuții pe orizontală cu cetățenii, putem crește un pic nivelul de conștiință a politicienilor care sunt în funcții de decizie. Pentru că dacă polițistul spune că fură cu acte, singurii care îi pot opri sunt consilierii județeni, să știți, la concluzia asta am ajuns. Pentru că proiectele astea sunt aprobate de ei. Iar dacă ei ridică... Nu trebuie să-i oprească, trebuie să-i aducă la prețul corect. Să-i oprească din asta, mă refeream, nu investiția, da, adică să se facă. Da, nu trebuie scoprite domenii de activitate sau servicii publice, nu trebuie blocate cu vot politic pentru că nu sunt de acord în principiu. Nu. Întotdeauna când spui nu, trebuie să vii cu alternativă. Întotdeauna trebuie să vii cu alternativă. Altfel nu ești credibil, înseamnă că ești un negaționist, da? Te împotrivești de dragul de a te împotrivi. Trebuie să vii cu soluția. Există o problemă, o identificăm împreună și găsim o rezolvare la eficiență și eficacitate maximă. E un principiu al gestionării banului public. Bun, dar... E o lecție greu de învățat. Dacă nu ai niște oameni cu experiență, dacă oamenii respectivi nu sunt crescuți în interiorul partidelor pe domenii de specialitate, tu ca și consilier județean, ca și consilier local, trebuie să-ți dedici toată viața să apuci să studiezi până în ultima consecință domeniile respective. Să știi despre învățământ, să știi despre construcții, să știi despre sănătate, să știi despre partea de aprobare, să știi juridic și juridicul din domeniul administrației publice e foarte deosebit de domeniul juridic din privat. Partidele ar trebui să funcționeze ca acel centru de antrenament pentru politicieni.
în așa fel încât să-i pregătească și să-i promoveze atunci când... Să nu mai pățească cum am pățit eu că eram singur. Noi am fost doi de la PMP, dar de fapt am fost unul în mandatul trecut. Și atunci nu aveam cu cine să mă consult. Eu chiar mi-am dedicat, poate mai mult de jumătate din timpul meu, studiului acestor materiale. A întrebărilor, a căutării răspunsurilor, a căutării soluțiilor optime. Și dacă am văzut că nu există deschidere în sensul în care hai să facem un pas înapoi și să o facem cum trebuie, m-am abținut, am votat împotriva, am argumentat de fiecare dată. E foarte important. Dar pentru care e instrumentul politicianului? Discursul public. Bun, dar degeaba, de unul singur e greu să faci ceva. Deși este bine. E bine pentru că atunci când există o altă opinie, aceasta iese în evidență, iar oamenii care sunt atenți își dau seama că acolo se întâmplă ceva. Și mă gândeam acum, oare, dom'le, până unde poate să ajungă obediența? Pentru că, ce se întâmplă? Am auzit mult spunând, bă, nu pot să fac altceva, că șeful. Măi, șeful e o persoană, este o persoană. Dumnezeu. Și mă gândeam că dacă consilierii județeni ar fi conștienți de puterea pe care au ei, de faptul că ar putea să oprească această hemoragie, efectiv este o hemoragie din banul public, ei de fapt prin votul lor legalizează furtul. De multe ori legalizează furtul pe anumite investiții. Dar dacă s-ar opune, eu cred că ar putea să aducă pe linia cea bună și ar fi suficient doar să ceară informații de la direcțiile și departamentele de specialitate. În momentul în care încep să cercetezi, să sap, deja ridici un semnal de alarmă. Deja o să vezi că se retrag de pe ordinea de zi niște proiecte de hotărâre. Nici măcar nu trebuie să ajungă în forma de a te opune, pentru că cetățeanul ce vede? Aia nu se înțeleg acolo, treaba nu merge, investițiile nu merg, pandemia asta e peste noi, nu s-a făcut niciun milimetru de autostradă. Cetățeanul asta vede. Trăim din ce în ce mai prost, suntem în șomaj, domenii de activitate din viața economică au dispărut, aproape au dispărut. Da, bogații din ce în ce mai bogați, au crescut cu 5.000 de miliarde de averea miliardarilor. Săracii din ce în ce mai săraci, deja există o protipendadă a funcționarului public care nu a fost afectat deloc de pandemia asta, funcționarul angajatul la privat este lovit la sânge zi de zi, încep să apară costurile mondializării, motorina a ajuns la 1 euro, curentul crește, gazul crește, România s-a îndatorat, costă 50 de miliarde și noi nu vedem un milimetru de autostradă. Asta vede cetățeanul. Eu vă spun că discut banii, cu oameni. Unde sunt banii ăștia? Banii s-au dus pe pandemie și pe salariile funcționarilor publici și pe pensiile speciale. Exact, domnule. Trebuie spus sus și tare. Eu nu scâțu să cosmetizez. Eu spun lucrurile astea fiecărui om. Dar nici scâțu n-ar mai trebui să cosmetizeze, că nu mai e de cosmetizat, pentru că ne ducem, ne afundăm și nu mai ieșim din rahatul ăla. Oricum suntem până la gât. Dacă nu sesizăm că e o problemă gravă și că pandemia asta, în loc să fie o oportunitate pentru noi în absorbția de fonduri europene, că avem la dispoziție 80 de miliarde, așa clamatele 80 de miliarde, noi n-am absorbit 2 lei. Cine să le aducă? Noi n-am atras 500 în de milioane. În campanie electorală au atras, le-au atras da, toate. În campanie electorală, ori acum trebuie să dovedim ceva. Slavă Domnului că la nivel național, chiar dacă în aparență guvernul e minoritar, în realitate a fost instaurat cu sprijinul masiv al PSD-ului. Da, cum să nu. Da, dar mă gândeam că domeniul privat a fost profund lovit de această pandemie, suferă oamenii care lucrează aici, mă refer la cei din Horeca și nu mai cei din Horeca, foarte mulți. Deci foarte multe domenii că, de activitate, la, chiar la din privat, domeniul producției industriale. Exact, la privat se merge de regulă pe minim pe economie și mai există niște posibilități că da, statul dacă vine și zice vrea să împarți cu el profitul pe care l-ai, profitul între ghilimele ca și angajat, că la noi impozitul pe muncă e cel mai mare din Europa, din câte am înțeles, poate nu. Nu, nu e cel mai mare, dar poate în Luxemburg, din când am înțeles că, dar în Luxemburg dacă ai 10.000 brut și ei și în Germania, și 4.000, cred că nu plânge atât de tare ca idee, dar în România, unde ai 2.000 și ceva și 1.000 și ceva, mână, cred că mustură. Fiscalitatea pe muncă e cea mai mare, să spunem, din Europa de Est, dar nu e cea mai mare din Europa. Bun. În mod normal, comportamentul și tratamentul pe care îl aplică guvernul, post-liberal, acum liberal, o userist, o udemerist, este unul discriminatoriu. Nu poți să-ți bagi joc de un domeniu care de fapt produce și ar trebui să producă bani la buget și pe celălalt să ții în braț. Eu tot timpul am spus treaba asta. Apropo de județul Neamț, mă uit, Carmen Seculară este instituția de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Neamț. Acolo mi se pare că s-a depășit orice limită. N-am avut timp să mă aplec asupra lucrurilor care se întâmplă acolo, dar oamenii scot reviste mai nou.
pe bani mulți, știți? Deci, da, sunt ca instituții activități de, online, da, ca instituții sunt publicații, de cultură, oricum bugetul de la Carmen Seculare e la mai puțin de jumate decât era. Nu știu cum e. Aprobat în 2020 la mai puțin de jumate. Păi da, pentru că n-au mai avut de Crăciun, n-au mai avut. Da, n-au mai fost manifestările publice ori pentru mai cele indoor sau pentru cele online, exact. Fundurile-s de rizare. Dar la capitolul salarizare toți oamenii stau acolo și cred că se calcă pe bătături, că n-au ce să facă. Dar la toate instituțiile culturale. Este firesc să se întâmple așa? Dom'le, nu zic să-i dai afară pe toți, dar eu mă gândesc că prin rotații ai 10, bă, 3 sau cu salariu mai mititel, mai tăiem din sporuri, mai facem ceva. Văd că prin primării la fel nu s-a mișcat deloc. Bun, o să vedem ce o să mai administreze la un moment dat. Că moare sectorul public, ce o să mai administreze cei care numără banii sectorului public? Pe cine o să-i mai verifice? Pentru că o să închidă lumea firmele, că am înțeles că vin cu niște măsuri care o să-i afecteze. Normal, tot pe îl afectează pe întreprinzătorul corect. Credeți că o să mai stea mult? Oamenii ăia o să închidă tarabele, asta e situația, avem un ban pus deoparte, ne vedem de treabă. Ce se întâmplă cu cei care rămân în urma lor, angajați? Nu vedeți? Apropo, de ce face guvernul ăsta? Da. Sunt o căruță de bani. Sunt niște probleme sociale care se adâncesc din ce în ce mai mult. La un moment dat o să explodeze bomba asta economică. Momentul de față este mascată de împrumuturi. Nimeni nu spune, dar dacă te uiți un pic pe cifrele pe Eurostat și pe imaginea macro, e țară în ochi. 10% din PIB? Mai mult. Mai mult de 10%? Da, și gândiți-vă că mergem crescător. Încep să apară dobânzi la dobânzi, încep să apară revendicări publice, vedeți că toate categoriile profesionale, începând cu polițiștii și cu alții funcționari publici, își cer drepturile. Unele reale, aș spune, chiar polițiștii care sunt primăvara cercetărilor penale, ei sunt cei mai vitregiți, sunt cei mai expuși. Eu nu sunt de acord, de exemplu, cu pensionarea anticipată. La magistrați? Nu, chiar la polițiști și la militari. La cei care au fost la pază și ordine, la circulație, da, pentru că au suportat o uzură și fizică extraordinară. Da, la cei care sunt birocrați, care sunt contabili la partea de logistică sau șefii care nu ies cu ani din birouri, e mai puțin justificat pensionarea asta anticipată. Trebuie făcut o diferențiere, la fel și în armată. Cei care au fost în teatrele de operațiuni, da, se pensionezi, au și contributivitatea mare și indicatorul de contributivitate și mare, aici, că au venit venituri, este discutabil venituri că, mari. Și dar cei care au fost la intendență ca Oprea, a ajuns general la izmene, așa... Numărat izmene, da. Da. General cu 4 stele, de parcă ar fi fost mareșal cot la cot cu Antonescu. Nu știu câte războaie de reîntregire națională. Statul este dator și statul trebuie să le satisfacă. Nu orice funcționar din Ministerul de Interne sau din Ministerul Apărării ar trebui să beneficieze de pensionare anticipată. Că ei sunt funcționari publici totuși. Mulți dintre ei prestează un serviciu administrativ. Nu prestează un serviciu de pază și ordine sau un serviciu de apărare națională. Nu. Și cred că preponderent ponderea este a celor care n-au ieșit din birou. Știți cum e aici, ajunge la sporul de excelență, știți, o mare discuție cu sporul de excelență care se acordă în anumite condiții. Aia intră în parte de contributivitate, sporul de excelență. Da, e o discuție separată, eu spun pensionarea anticipată și de pensiile speciale. Sunt multe nedreptăți. Trebuie un pic zgândărit domeniul ăsta, pentru că unde o să ajungem? Vă spun eu, în perspectiva, proiecția pe termen lung, dacă e să urmăm trendul pe baza analizei statistice, va fi că în 2023 România să vă împrumuta 300 de miliarde de lei. Dacă continuăm în fel. Gândiți-vă, suntem la 38% grad de îndatorare din PIB. O să fim fericiți în 20 de ani dacă nu depășim 100%. Da, și iată că creșterea economică nu se regăsește. Totul România, se regăsește în consum. România rămâne fără populație. Populație mulți dintre tine, da. Să ne pregătiți. Toți sunt, cu gândul la plecat. Nu să stea să producă aici pentru că au motivele lor într-un fel. În fine, discuția este mult mai amplă. Iar noi trebuie să mai discutăm puțin despre APASER. APASERV, din ceea ce ați văzut și nu știu dacă ați urmărit, APASERV, ANRSC-ul le-a aprobat creșterea de tarife din iulie anul trecut. Eu am ajuns la concluzia și n-am greșit că n-au făcut această solicitare către Adi Aqua Neamț pentru că a fost campanie electorală. Urmează probabil ca... Da, e o creștere de vreo 15%, cred, dacă nu mai... Cam un leu, 92 de bani
10%, să zicem, cam pe acolo pe undeva. Mai mult de 10, dar mă rog. Da. Cu aproximație. Sunt două aspecte aici. Roma nu vrea să plece. Eu am urmărit siderat o conferință de presă a celor de la APASERF, chiar în ziua în care l-aveam invitat aici pe primarul Romanului, domnul Achiriluai. Dintre întrebările pe care le-am pus a fost și aceea probleme APASERF. Și domnul Achiriluai a spus că, domnule, noi plecăm, suntem în discuții, deja Nadia cu Anamț e rezolvată, acum negociem să picăm de acord cam ce sume trebuie să le dăm, că ei vor să le dăm și fondurile europene investite în rețele și așa mai departe. E discuție și acolo, mai cu Roma nu a făcut parte din comunitatea județeană, au contribuit și ei la fondurile exact, județene. Nu, discuția adică va nu știu cât e de moral să returneze fondurile respective, cărei entități. Nu, va fi clarificată de un evaluator, clar e că Roma, nu cel puțin în momentul ăsta și-a spus că nu, dar înapoi vor pleca. Exact au mai fost tentative. Ziua respectivă, domnul Tudorel, care este directorul la Diacon, îmi spunea că ce domnule, Roma tot timpul au apărut discuția asta în campanie electorală, ia că acum nu se mai spune nimic, deși au avut întâlnire pe da, discuția asta. Da, era proaspătă pe birou. Ce părere aveți de creșterea tarifelor unul la mână și a faptului că nu se întâmplă nimic bun? Eu n-am auzit. Sediul ăla de la APASERV din Piatra Neamț este burdușit de pile, relații și alte cele. Am înțeles că pe surse am informații că s-au făcut noi angajări acolo și Bașca într-o mare bătaie de joc s-ar fi dat și niște premii, dar este o informație pe care aflată în verificare. Întregul aparat, funcționarezi de la APASERV politizat. Care este acolo cazat în sediu, de-aia am pomenit de sediu. Sunt și la sedii descentralizate. APASERV are sediu și în Roma, are o subsidiară și în Târgu Neamț. Da. Centrul zonal, Roma, centrul zonal, dar nu sunt atât de mulți în comparație cu cei acolo la Piatra, sediu central. Bun, credeți că suntem pe locul 3 acum? Dar nu cheltuiala de personale pondere acolo, ci costurile operaționale. Adică și că e mare în care, și cheltuiala de personale, e destul de mare. E mare, dar suma cea, procentual probabil e mare din bugetul instituției. Dar în valori absolute, suma cea mai mare merge pe cheltuielile operaționale, cele de întreținere și exploatare. Prețeaua veche, pognește, da. Nu, da, atenție, nu pe costurile de furnizare. Ai pierderi de apă, da? Alea se adună la sfârșit, pierderile de apă se adună la sfârșit și se adaugă la costurile operaționale. Nu le suportăm, nu e... Într-un județ în care rețeaua hidrografică este mai mult decât generoasă, costurile de extracție, transport și distribuție a apei sunt ca în județele din Oltenia, să dacă nu chiar mai mari. Deci sunt depășit e de Constanța hilar, și... Este hilar. Ariești Turda și Raja Constanța, Ariești Turda. Asta e din iunie. Și da, e în regulă. Sunt că niște lucruri 2. Hilare, haideți să o spunem verde în față. Da, sunt niște deficiențe știute. Să nu credeți că nu se știu punctele nevralgice. Sunt niște firme branșate permanent la banul public. Și din nefericire tot se mai adaugă. Dacă vă uitați la administratorii acelor firme care sunt subcontractori APASERV, toți sunt firme ale politicienilor, prezenți sau trecuți. Sau și viitor, cine știe. Când au făcut afaceri, când au avut funcții de conducere unii dintre ei? Da, fără APASERV. Să fi fost implicați la APASERV, au fost implicați politic și toți au contracte cu APASERV. Tași din gură, ai ajuns până la punctul de cunoaștere a unor probleme nevralgice, tași din gură că îți dau un contract acolo. Da, asta este. Ai un contract, n-ai avut firmă, fă-ți firmă. Eu vă pot spune și nume de foști politicieni parlamentari care au fost puși, trași pe linie moartă și li s-a dat frumos un contract la APASERV. Toate astea vor bubui la un moment dat și de suferit tot ce... Dați la vedere, oricum, domnul Muraru, nu sunt lucruri ascunse, doar că nu se mediatizează. Sunt și ascunse multe dintre ele. Doar că nu se mediatizează. Sunt ascunse. De exemplu, n-au recuperat nici până acum de la vinovații, mă refer la destituirea fostului director Dughir, care a câștigat în instanță salarii în valoare de vreo 2-3 miliarde de lei, și el și soția și un director, fost director economic, toți au fost dați afară ilegal, iar instanța a spus, băi, ați dat afară ilegal, dați salarii înapoi. Eu cred și normal ar fi fost ca aia, cei care au greșit și au dat afară să plătească acum, nu să plătească Romașcanu, Pietreanu, Nemțeanu care cumpără apă de la APASERV, dar este o altă discuție. Spitalul modular, știu că ați fost unul dintre criticii acestui proiect, cât a fost în
S-a dovedit ceea ce am spus întotdeauna. Despre investiție falimentară. Corect. Costel Alexe, ministru tablă, știți că e ministru tablă, 22 de tone de tablă, tot râsul, care este acum președintele Consiliului Județean Neamț, ales din partea PNL, Iași, pardon, din partea PNL, îi se transmite așa lui Maricel Popa, a fost președinte al Consiliului Județean Iași, dacă se îmbolnăvește, îi doresc să fie internat unde e cel mai frig. Improvizații șocante la Spitalul Mobil de la Lescan. Știți că a fost închis în perioada aia geroasă? A fost închis nu pentru a face... Dar și când a fost ținut în funcțiune, erau 7 grade înăuntru. Deci despre ce discutăm? Și era în septembrie. Erau 7 grade înăuntru. Cât că e mai frig înăuntru decât afară. A fost un spital gândit pentru condiții de deșert, probabil doar chillerele sau doar instalațiile de ventilare funcționau, că nu aveau de ce să fie încălzite. Și l-au dus aici. Orice om care a fost într-un modul de muncitor pe un șantier știe ce înseamnă să încălzești un container. Ca să încălzești acel container, să-l faci locuibil, trebuie să meargă o aerotermă non-stop. Non-stop și de regulă 2-3 dacă e iarna afară. Dacă e foarte frig, da. Dacă e zgrade zero, nu prea îți convine să ții organizare de șantier, să ții muncitorii noaptea acolo, nu-ți convine. Plătești curentul de 3 ori cât ai plătit la hotel de 3 stele să stea. Nu face containerul cât face curentul. Nu-ți trebuia multă știință ca să vezi că la climatul din România acolo se va ajunge. Nu-ți trebuia multă cultură tehnică. Haideți să vedem unde au funcționat aceste spitale modulare și în ce condiții climatice și pe ce perioadă. Ori tu nu poți să faci un sit permanent dintr-un spital gândit să funcționeze pe perioadă limitată. Poate de luni de zile, poate de ani de zile și în climat tropical sau în climat ecuatorial. Da, mă gândeam despre ce vorbim? Mă gândeam și la costurile cu utilitățile. Probabil că facturile sunt... Te sperie, dacă te-ai speria dacă le-ai vedea. Păi, dacă am scutut, ce o să vedem unde sunt banii județului Neamț, pentru că eu la fiecare interpelare am primit răspuns că banii respectivi sunt folosiți de Euronest. Tare mi-e frică mie că Euronest a folosit finanțarea dată de județul Neamț pentru instalarea și punerea în funcțiune a acelui spital. Pentru că el a fost dat către Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, dar ei n-au avut bugetate fondurile de punere în funcție. Deci banii n-au avut să fie cum alte, să fie sume alocate. Sume enorme, sunt sume de milioane de lei. La nivelul milioanelor de lei. Ok, s-a schimbat conducerea la nivelul Consiliului Județean Iași, au schimbat reprezentanții în Euronest. Nu, nu asta ce ești. Despre ce discutăm, ministrul tablă, tot ce vorbim, dar nu uzăm de pârghiile administrative care sunt în mâna noastră. E un discurs politic duplicitar, îmi pare rău să da, spun. Este mafia transpartinică, o mafie care funcționează foarte bine în 30 de ani în România, adică sunt tot ei, au culori diferite, drept pentru care exact a sesizat un aspect foarte important și anume faptul că, iată, conducerea este aceeași, deși avem un ministru tablă ruginită în locul unui domn Maricel Popa care era de la PSD, iar tablă ruginită e de la PNL. Iar nimic nu s-a întâmplat acolo și probabil că nici nu se întâmple. Criticăm lucrurile asupra cărora nu putem interveni sau asupra cărora am intervenit deja, am sesizat niște probleme, dar dacă tu ai toate pârghile în a interveni în Euronet și n-ai făcut-o, ce putem să vorbim de demagogie. Păi, să nu uităm că s-a întâmplat același lucru și la Bacău. Încă la Bacău au făcut-o mai lată cu fonduri guvernamentale, au făcut au un spital acolo de campanie, dar ăla era din corturi. Ploua în el, am înțeles că bine, că nici nu poți să și acea achiziție cercetată de DNA. Da, să de ce că... cercetează așa de mult când lucrurile sunt atât de clare și atât de vizibile, atât de evidente? Vă spun și de ce. Când m-am interesat, aceeași întrebare mi-am pus și eu. În primul rând, sunt foarte puțini procurori. La Bacău sunt doar 5. 5 procurori care au un lucru, o groază de dosare, pentru că tot vin plângeri. Un dosar este foarte greu de instrumentat, pentru că ai nevoie și de alte puncte de trebuie vedere. Trebuie să documentezi. Atunci când ajungi în instanță, instanța ți-l trimite înapoi, dacă nu este în regulă. Trebuie sau mai rău, îl judecă pe baza unui probatoriu incomplet. Iar cum gulanii au învățat să fure cu acte în regulă, este și greu de probat. Știți cum e? Că îi zic, bă, dar am avut hotărâre de Consiliul Județean în spate. N-am luat eu decizia de capul meu. Toți consilierii, reprezentanții nemțenilor
au fost de acord să avem un spital la Iași. Este simplu și trebuie să dovedești niște toți. Implicații. Nu toți, că s-au obținut ca idei, dar majoritatea. Deci a fost suficient ca să treacă proiectul, nu? Adică nu am făcut-o eu, am avut în spate o susținere. Și trebuie să dovedești că au fost niște relații între unul de acolo și unul de acolo, că au discutat. Nu se mai fac interceptări, când se făceau interceptări era de mare ajutor. Apropo de discuțiile cu interceptările, eu am mai spus-o și o spun. Mie nu mi-e frică să-mi asculte telefonul nostru când am nimic de ascuns. N-am furat, nu fur, n-am de gând să fur. N-am nimic de ascuns. Bine, acum nu o să folosească informații, diverse informații când mă culc eu sau cum mă culc și dacă mă doare spatele sau nu mă doare, care ar fi o nesimțire pentru ei. Dar dacă sunt ascultat pentru a identifica dacă eu comit infracțiuni sau nu, n-am niciun fel de problemă. Nu mă deranjează cu absolut nimic dacă acele discuții vor fi folosite în cadrul unor anchete penale. Apropo de ce să țipă toți politicienii... serviciilor a fost hăcuită tot în sensul protejării mediului infracțional, nu în sensul protejării interesului public. Niciodată. Din nefericire, în ultimii 4 ani de zile, o să vedeți câte bombe cu efect întârziat sunt plasate în legislația din România de fosta guvernare PSD. PSD-istă. Sunt foarte multe lucruri care încep ușor să arate coarnele, să spunem așa, pentru că ele sunt diabolice. Vedem unul din aspecte la Consiliul Județean. Deci am întârziat 3 luni de zile și în consiliile locale. Cu 3 luni de zile, dacă nu spre 4, acum cu alegerea viceprimarilor și vicepreședintelor. Da? Pe baza unei legislații aberante, adică trebuie să stabilească un judecător care e treaba cu mandatul unui consilier. Păi stați un pic, tu faci o declarație pe propria răspundere când îți depui candidatura. Mai faci încă o dată când intri în funcție de consilier. De ce mai trebuie o instanță? Mi se pare absurd. Se trage de timp, eu am înțeles. Atunci că... care mai este rolul secretarului? Eu am înțeles că de fapt este vina celor de la PNL care cu o lună înainte de alegeri au modificat codul administrativ cu aceste prevederi ca mandatul să fie aprobat de instanță. Validat de instanță. Dar instanțele nu erau aglomerate suficient, n-au atâtea probleme, mai bine și cu tergiversează absurd. Dar să știți că este și o mare câștig, domnul Mureanu. Eu mă bucur foarte tare. Gândiți-vă că septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie s-au făcut economie. Câte economie? Doi vicepreședinți, cu mașini, cu secretari, consilieri personali. Da. Indemnizația lor este 10.000 netu. În momentul de față, primarii și președinții de Consiliul Județean chiar trebuie să muncească, nu mai au cui să delege. Exact, să delege. Chiar trebuie să muncească, trebuie să stea acolo. Sunt oameni și asta e partea bună dacă e să... Da, din partea mea să știți că se poate face treabă și fără un aparat propriu atât de stufos. Dar legea le permite, tot PSD-i au făcut-o. Înainte de a încheia, vreau să vă întreb dacă vă vaccinați. V-ați vaccinat? Nu m-am vaccinat, nu sunt în categoria de risc. Deocamdată stau și urmăresc ce se întâmplă la nivel medical și clinic. Și am să iau o hotărâre din punctul ăsta de vedere și am să o fac publică. Când o să decideți? Când o să decid asupra hotărârii care trebuie să-mi aparțină absolut mie în plan personal. N-aș vrea să fiu influențat de publicitatea care e făcută pe bani publici către niște furnizori privați și să pic în capcana asta manipulării publice, dar nici n-aș zice că nu este o campanie în interesul cetățeanului. E de analizat. Istoria ne-a învățat că de regulă când instituțiile publice vor cu tot din adinsul să facă ceva, există un interes privat în spate. Da, deci și cel mai adesea e oneros. În România cu atât mai mult. Vezi istoricul tuturor investițiilor publice care n-au fost niciodată finalizate, s-au cheltuit miliarde de euro. Astăzi se cheltuie miliarde de euro. Așa pe aceste dispozitive medicale. Eu nu le-aș numi chiar vaccinuri. Dar nici nu sunt vaccinuri. Da, din punct de vedere nu medical. Avem altă noțiune. Da. Nu avem altă noțiune. Și atunci trebuie să folosim forma generică de vaccin. Da. Vaccinul are altă e informație. O altă discuție tehnică. Da, rămâne de văzut ce o să fie, cum o să fie și ce o să se mai întâmple, în special în administrație politică, pentru că depindem de ceea ce este acolo. Eu vreau să văd la un moment dat, poate domnul Câțu, premierul Câțu, o să ne arate și o să ne explice și o să prezinte negru pe alb cam ce a făcut dânsul, nu el, numele guvernului,
cu banii, miliardele de euro. Împrumutați. Da, banii împrumutați în ultimele luni, pentru că avem acest drept. N-am văzut, nu știu dacă ați observat, când și când apare câte o știre pe câte un site din asta specializat, de specialitate, România mai împrumută o sumă de bună, împrumut, dar pentru ce? Acoperi deficitul, da, mai ai dobânzi din împrumuturile anterioare, da, bun, și restul ce facem cu ei? Cheltuieli de funcționare. Toate cheltuieli de funcționare. Nu s-a făcut un milimetru de investiție publică. Păi hai să dăm afară cei de dat, să mai facem niște restructurări. Nu putem să băgăm în cheltuieli de funcționare pentru că, repet, din punctul de vedere, o să ajungă în situația în care cei care sunt plătiți să numere banii celor care muncesc nu o să mai aibă ce să numere, pentru că multe afaceri se vă duce în cap și nu își vor mai reveni. Trebuie să punem punct aici. Mulțumesc foarte mult pentru prezența domnului Cristian Ungureanu. Eu vă mulțumesc. Vă așteptăm și cu altă ocazie să discutăm despre politică, administrație și, de ce nu, economie, pentru că sunteți economist. Să aveți o seară bună, mult succes în activitatea pe care o desfășurați, atât în domeniul privat, cât și ca activist civic, pentru că faceți și asta. Mulțumesc, salutări tuturor. Iar dumneavoastră, stimați respectatori, să aveți o seară minunată. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă mulțumim că rămâneți în continuare alături de Roman TV. La revedere, numai bine!